hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Say they all add up. Yeah.
Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Себе. Я хочу вам, друзья, мой рассказ будет краток и точен. Я люблю свой завод и горжусь тем, что я современный рабочий. Я люблю свой завод и горжусь тем, что... La 12 aprilie 1457, Ștefan cel Mare a fost ales domn de către întreg poporul Moldovei de câmpul dreptate de lângă Suceava. Ștefan cel Mare, fiul domnitorului Bogdan al doilea, nepotul lui Alexandru cel Bun. Situația politică e bine țară. Astăzi nu discutăm despre politică. Drei. Ok, atunci, cameraman, filmează-mă. Atunci aș vrea să dau o întrebare domnișoarei Gabriela. Mulțumesc de interviu. Cu această notă tristă, probabil că finisem... Aici a fost Pro TV, Tomu Zadran. Și Sandu Izabela. Cum te simți în ultima zi de școală oficială? Oficială. Astăzi, eu mă simt bine. Mulțumesc. Mulțumim. Un răspuns foarte ingenuos. Doamna Ude, să vă mândri. Ce emoții aveți în ultimele zile a anului școlar, ultimul an de liceu? Sunt fericită. Sunt, dar mă copleșește și mă copleșesc emoțiile de tristețe, durere, că vă las în drumul vieții. În drumul vieții de a omului matur. A unui student. Cum te simți în ultimele zile a anului școlar, clasa 12? Inima mă doare. Inima ți-e doare? Da. Mi-e doar. Deja. Da. De școală. Cum te simțiți în aceste ultimele clipe a anului absolvent? Eu sunt fericită, dar și tristă sunt. Sper să-i revăd pe toți la fel de tineri, energici la anul. Și la mulți ani. Și... să rămâi profesorii sănătoși, voioși și bucuroși și lumina inimii lor să nu se stingă niciodată. Bye. Salutare, Izabela! Bună ziua! Vorbește puțin mai tare. Bună ziua! Cum vă simțiți în ultimele clipe a acestui ciclu liceal și al etapei cei mai importante în viața unui tânăr? Am emoții foarte mari. De ce? Deoarece... e ultima filă din cartea vieții noastre de licieni
și simt oarecare tristețe interioară, lăuntrică, dar în același timp bucurie. Înțelegem. Trist să te desparți de oamenii dragi care ți-au devenit mult mai mult decât colegi și profesori. Sunt a doua familie, iar liceul este a doua casă. Casa părintească nu se vinde. Nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Mersi beaucoup. Ce dorești tu să transmiți colegilor tăi care sunt în pragul examenilor de BAC? De a Valerea. Asta. Să completezi doar spațiile. Corect. Și ai două pixuri cu dânsul. Asta. Nu mă zălească foarte. Dacă un punct e pur, dacă le scăpa în foaie, e gata. Și BAC-ul tău s-a dus. Geamă, sapă și la prășit. Te duci la prășit. Atât de mulțumim. Vă mulțumim, mult. Elevii la școală înainte de BAC, cum vă simțiți? Very nice. Pregătită de engleză, se vede, o să dea BAC-ul bine. Cum vă simțiți înainte de BAC? Bine. Ia că și te-ai venit cu așa. Spuneți, vă rog, cum vă simțiți înainte de BAC? Foarte bine. Ciocolată pentru a întări cunoștințele, glucoza în organism. Extrem. Extrem. Nu fost trener la Real Madrid. Vă simțiți înainte de BAC? Nu am înțeles, vă rog. La bacalaureat aici. Yeah! Astăzi este ziua în care am pășit pentru ultima dată pragul liceului ca elev. Ai liceului? Și am făcut un pas spre maturitate, spre o nouă viață, spre anii de studenție. Și în primul rând oameni să fim. Asta. Oameni și... Și oameni. Și gata. În viață nu importă profesia, important oameni să fim. Just don't want to.
bed. Friends we've made, I don't want to let go. After everything that we have learned, it's our time now, it's our turn. If I I just don't want.